Bun găsit, bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Radar TV, aici la Roman TV, în fiecare joi, începând cu ora 20. Zic, o emisiune interesantă în cadrul căreia discutăm și analizăm subiectele cele mai importante de peste zi, săptămână și uneori chiar mai mult decât atât. Ei bine, doamnelor și domnilor, avem atât de multe evenimente care s-au întâmplat în ultimele 24 de ore în județul Neamț, încă nu știu dacă o să avem timp să le trecem în revistă pe toate în timpul pe care avem la dispoziție, cele 50 de minute alocate emisiunii, însă vrem, nu vrem, trebuie să trecem în revistă, iată, și situația COVID-ului, zero cazuri de infectări cu SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore. În schimb, am avut caniculă dacă n-am avut virus, ceea ce este foarte bine, e bine că este cald, ne dorim să fie așa în mult timp de acum înainte, să scăpăm de ploile alea care n-au zăpăcit o perioadă atât de lungă. Deci, zero cazuri de infectări cu SARS-CoV-2, ceea ce este excelent. Bine, dacă este cald afară, este cald și în politică, doamnelor și domnilor, ați văzut că am fost, județul a fost vizitat astăzi, așa, într-o fugă, să spunem, de Dan Barna, președintele USR Plus, care l-a avut alături de el pe Cătălin Drulă, ministrul transporturilor. Cei doi au fost la Iași, unde au susținut o conferință de presă, au venit la Neamț, unde au susținut o conferință de presă și au mers mai departe la Bacău, unde la fel au stat de vorbă cu jurnaliștii și și-au transmis mesajul. Acum, ce se întâmplă? Pentru că mâine, iată, vine în județul Neamț și domnul Florin Cățu, premierul României, domnul Barna este vicepremier, știm foarte bine acest lucru, dar mâine vine și Florin Cățu la Neamț și iată, va lua și el parte la o conferință, va susține o conferință de presă începând cu ora 16, alături de, normal, oamenii care susțin în competiția asta internă pentru ocuparea funcției de președinte, la concurență fiind domnul Cățu cu domnul, în competiție fiind cu domnul Orban, și mă uitam aici pe lista asta, iată ce nume grele, domne. Ai impresia că suntem în campanii electorale, nu interne de partid, ci de celelalte, pentru că parcă mi-e greu să cred că oamenii atât de importanți din politică, din PNL, își rup din, iată, din timpul lor și vin la Piatra Neamț ca să stea de vorbă cu și cu alegătorul, cu alegătorii mai exact. Deci George Flutur îl va însoți pe Florin Cîțu, Nelu Tătaru, George Flutur știm cine este, fostul greu din PDL, om de-a lui Traian Băsescu, acum e în PNL, Nelu Tătaru, fost ministru al Sănătății, Irareș Bogdan, europarlamentar, George Lazăr și Eugen Țapu, prefectul și senatorul de Neamț. Iată aici într-o fotografie. E bine, acum întrebarea este ce caută Florin Cîțu în Neamț și oare n-are mai multe treburi mai bune de făcut decât să vină în județul nostru și să, iată, să stea de vorbă cu jurnaliștii însoțit de o adevărată grupare de oameni, un grup de oameni puternici din partid. Sunt în campanie electorală internă pentru alegerile din partid, atât cei de la USR Plus cât și cei de la PNL, pentru că altfel vă spun eu, nu am fi prins niciunul în această perioadă prin județul Neamț, erau bine mersi la mare, la soare, prin Grecia, prin Hawaii, cine știe pe unde, pentru că na, oamenii, vorba aceea, au muncit și s-ar fi distrat acum, însă nu au cum să facă acest lucru pentru că, așa cum spuneam, sunt în campanie electorală pentru alegerile interne din partid. O să trecem în revistă și vizita domnului Barna la Neamț și ceea ce o să se întâmple, bănuim că o să se întâmple mâine cu venirea domnului premier Cîțu, pentru că înainte de a se trece, de a avea loc alegerile generale, să le spunem așa, la centru, pentru alegerea conducerii centrale, în teritoriu vor avea loc în toate organizațiile județene alegeri. La Neamț situația este semi-clară, să spunem așa, pentru că în acest moment știm clar că știm că va candida pentru funcția de președinte al organizației județene Neamț PNL, George Lazăr, prefectul județului Neamț, și cel mai probabil în cursă va intra și deputatul PNL de Neamț, Romașcanu Dan Laurențiu Leureanu, cel care îl susține pe Ludovic Orban, a și declarat-o în cursul zilei de astăzi, să știți, în timpul unei conferințe de presă susținută de Eugen Țapu și George Lazăr, domnul, mulțumesc, Alex, domnul Leureanu a postat acest
afiș, să spunem, pe pagina sa de Facebook, pe contul său de Facebook, însoțit de un mesaj care arată că îl susține pe domnul Ludovic Orban, a fost alături de el și va merge mai departe. Ceea ce știm noi, pentru că ne-am interesat, este că oficial domnul Leuranu încă nu s-a înscris în această cursă, probabil că o va face în cursul zilei de mâine. Cred că trebuie să întocmească o cerere pentru a participa la această competiție electorală și a participa la aceste alegeri și să candideze pentru funcția de președinte. Deci avem două tabere conturate la centru, două tabere pe care le regăsim, bineînțeles, cu susținătorii lor și în teritoriu. Ludovic Orban la Neamț se bazează pe Dan Laurențiu Leoreanu, iar Florin Câțu pe George Lazar. Așa, la o primă vedere, ceea ce am mai spus noi de altfel și am spus-o de mult, pentru că nici nu avea cum să se întâmple să fie altfel, este cunoscut faptul că domnul Leoreanu este un apropiat al lui Ludovic Orban, are și funcție în partid, în momentul ăsta este vicepreședinte în PNL la nivel central, are funcție și în Camera Deputaților, așa că nu ar trebui să ne mire, cum nu ne miră nici poziția de postura în care se află George Lazar, aceea de a fi în echipa susținută de Florin Câțu și care îl va susține pe Florin Câțu, pentru că aici este un ajutor reciproc, să spunem așa. Tocmai de aceea vine Florin Câțu în Neamț, ca să-și arate susținerea pentru George Lazar, care va candida pentru această funcție, cum spuneam mai devreme. Alegerile interne în partid la Neamț vor avea loc pe 3 iulie, iată, nu peste foarte mult timp, iar cele generale pe 25 septembrie. Așadar, contează foarte mult în ecuația asta alegerilor centrale, în special la centru, ceea ce se întâmplă în teritoriu. Candidatul care va avea cea mai puternică susținere din teritoriu va câștiga cu certitudine alegerile. Informațiile care circulă pe anumite surse și ceea ce vedem noi acum la TV și ceea ce simțim că se întâmplă arată faptul că Florin Câțu va câștiga detașat aceste alegeri, dar nu se știe niciodată, pentru că sunt foarte mulți liberali care au datorii, cu ghilimele, bineînțeles, la Ludovic Orban. Ludovic Orban, care i-a ajutat, i-a susținut, pe mulți i-a promovat și în politică și niște funcții importante. Întrebarea este, și pe care și-o pun liberalii cu siguranță în momentul ăsta, cu cine e mai bine sau care e cea mai bună variantă pentru Partidul Național Liberal în acest moment? Florin Câțu sau Ludovic Orban? La acest răspuns vom afla răspunsul la această întrebare pe 25 septembrie. Până atunci o să vedem ce se întâmplă la alegerile județene pentru noua echipă, când va fi aleasă noua echipă a PNL Neamț. Acum, ce să zicem? Fiecare crede ce are de crezut. Din punctul meu de vedere, cred că niciunul nu este bun. Nici Florin Câțu, nici Ludovic Orban. Sunt motive suficiente să spunem că Ludovic Orban nu este bun, mai ales că l-a avut frâiele puterii o perioadă destul de lunguță, cam un an, nu? Timp în care a avut perioada în care a avut ocazia să demonstreze că PNL-ul condus de el vrea o altă România, ceea ce n-am văzut și nici dumneavoastră cu siguranță nu ați văzut. Știm foarte clar că promovările în funcții s-au făcut pe aceleași criterii folosite și de către cei de la PSD de cele mai multe ori. Meritocrația a fost așa cuvântul folosit doar în campanie electorală, că după ce s-au văzut la putere, înainte de campanie electorală, cât a fost guvernul Orban, oricum au... Dar și acum, cam același lucru. Să nu credeți că promovările în funcții se fac pe alte criterii decât cele de cumătrie sau prietenie sau cum vreți dumneavoastră să spuneți. Deci mare diferență între ce a făcut PSD-ul și ce a făcut PNL-ul în perioada Orban și perioada Florin Câțu, pentru că nici acum, cel puțin, nu simt că se întâmplă mare lucru, nu simt că se dorește, eu personal, că se dorește o schimbare în adevăratul sens al cuvântului, mimează dorința asta de schimbare, au vorbit și au promis multe în campanie electorală atât ei cât și cei de la USR Plus și o să vă reamintesc așa ca idee că am dat întâmplător peste program de guvernare
promisiunile făcute de cei de la USR Plus, promisiuni care în mare parte sunt aceleași ca și la, ca și la PNL. Chiar dacă n-a trecut foarte mult timp decât sunt la guvernare, dar sunt câteva luni, avem câteva luni bune de atunci, da? Luni în care, zic eu, măcar cei care sunt acum la guvernare, coaliția de guvernare, ar fi putut să dea semnale măcar că doresc o schimbare în bine. N-au reușit mare lucru să facă, nici n-au putut, nici nu au dorit, probabil. Iar scandalul ăsta și discuțiile care au fost în ultima perioadă cu educația sexuală în școli, cred că demonstrează cam pe unde se joacă în politica din România. Este într-adevăr un subiect sensibil, dar cred că nu este un capăt de țară dacă cineva ar avea curaj să-l tranșeze și să explice clar despre ce este vorba sau ce se dorește. Niciun caz să-i transformăm pe micuții noștri în cine știe ce marfă, așa cum zic unii și am mai văzut pe rețele de socializare pentru personajele dubioase pe care le avem și noi, să știți că homosexualitatea nu este prezentă numai în Occident, și în România există homosexuali, să știți că și în politica din neamț există homosexuali. Dar nu cred că e asta o mare problemă, atâta timp cât oamenii respectivi, din punctul meu de vedere, își văd de treabă, își fac treaba pentru care au fost aleși, deci vorbim de persoane care au fost alese în funcție. Mai grav e când se dau în petic, ca să spun așa, dar este o altă discuție, dar am oferit ca exemplu acest lucru pentru a vedea că nu există o voință, iar când e vorba de subiecte sensibile care deranjează așa și neînțeles de mare parte a populației, oamenii fac un pas înapoi. Așa s-a întâmplat și cu altele, cu pensiile speciale, cele ale parlamentarilor le-au rezolvat cum le-au rezolvat, dar tare mi-e teamă că o să câștige în instanță cei care au contestat această decizie, dar pensiile celelalte speciale, pe care le știm cu toții, acolo se joacă altfel. Au promis că vor face ceva și vedem că acum dau din gard în colț, din colț în gard, din colț în colț, cum vreți să-i spuneți, pentru că totul amână și vin cu tot felul de justificări pe care nu le aveau în timpul campaniei electorale. Și apropo de campanie electorală, iată foarte frumos proiectul ăsta al USR Plus, o Românie fără hoție, așa au reușit să obțină foarte multe alegeri, un stat reformat, dar mă uit aici la o Românie fără hoție, cum ar fi trebuit să arate sau să înceapă să arate țara noastră, fără penali în funcții publice, aici este discuția aia cu referendumul și așa mai departe, dar fără pensii speciale, eliminarea pensiilor speciale și calcularea tuturor pensiilor după același sistem. Principiul trebuie să fie clar, contributivitate. Cine a contribuit sau în funcție de cât a contribuit fiecare, atât să obțină, să primească pensie. Nu e normal ceea ce se întâmplă acum, și anume faptul că cei care beneficiază de pensii speciale, ceea ce înseamnă contribuție în formula pensiei ca și procent, undeva la 15%, diferența de 85% fiind acoperită de la bugetul de stat. Repet, nu este normal și dacă tot se aplică principiul ăsta, am putea spune că dacă la ei se poate, la noi nu. De ce să nu se poată? Mai exact. De ce să nu primească toți românii care sunt pensionari și ei un bonus de la bugetul de stat de câteva zeci de procente la pensie, așa cum se întâmplă în cazul pensiilor speciale? Bine, asta nu înseamnă că cei care beneficiază acum de ele ar trebui să rămână în cazul în care se va lucra și vor scădea la un moment dat, vor fi tăiate, să rămână cu niște pensii foarte mici. Dar cred eu că niște pensii de bun simț, cum mai spuneam, undeva la 1.500-2.000 de euro, cred că ar fi mai mult decât suficient pentru România. Dacă n-auzi de pensii de zeci de mii de lei, te cam sperii. Da, mă uitam și aici la, să număr cu dreptate amână, un alt subpunct de la principalul punct din proiectul celor de la USR Plus, o Românie fără hoție, vindecarea justiției prin corectarea legilor sale, desfințarea secției speciale, repornirea activității DNA, mai mult justiție funcțională pentru cetățeni prin măsuri clare care vor face ca aceștia să primească soluții rapide și echitabile pentru dosarele lor. E, ați mai auzit ceva? Au fost ceva discuții și sunt discuții cu secția asta specială. N-au reușit să facă mai nimic, dar nu putem discuta în momentul ăsta de o vindecare a justiției și vă spun că eu simt foarte bine din informațiile pe care le obțin pe diverse căi. Ba, am putea spune că există așa un fel de dictatură în zona asta, e greu de penetrat sistemul și cred că e și greu de schimbat, adică sigur este greu de schimbat, dar cred că
dacă ar fi voință politică, s-ar putea face și acest lucru. Când discutăm despre corectarea legilor sale, să știți că, din punctul ăsta de vedere, așa cum mulți dintre dumneavoastră cunoașteți, nu s-a întâmplat mai nimic. Dar soluții rapide și echitabile pentru dosarele lor. Haideți să vedeți așa ca idee, soluții rapide pentru dosarele lor, a celor de la DNA, dar ar trebui să fie, să avem sau să existe soluții rapide, nu numai în cazul dosarelor instrumentate de DNA, ci și sau în toate dosarele din justiție, dar în special în cele de corupție. Și vă dăm un exemplu acum de aici, de la Neamț. Este vorba de un exemplu care aș putea spune că ar trebui să dea de gândit, nu oricum ne dă de gândit, acest caz, dar ar trebui să dea de gândit și altora. Ei bine, este o informație în exclusivitate pe care vă oferim în această seară aici la Roman TV, și anume faptul că domnul Ionel Arsene, care știți că este judecat pentru fapte de corupție, e vorba de 3 fapte de trafic de influență conexate în același dosar care se află în, care se judecă la Tribunalul Bacău, un dosar cu o istorie foarte interesantă, dar vorbim și despre asta. Vreau să vă spun doar așa, că astăzi a avut loc un nou termen de judecată, astăzi 24 iunie, într-un proces care se judecă cu ușile închise. Deci procesul ăsta în care domnul Arsene, Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, este judecat pentru fapte de corupție, se judecă cu ușile închise. Deci nu știe nimeni ce se întâmplă acolo, în afară de inculpat, avocații săi, martorii, dar martorii merg atunci când sunt chemați și, bineînțeles, instanța. Noi, jurnaliștii, nu avem acces la aceste informații pentru a vi le furniza dumneavoastră. Singurele date pe care din care ne inspirăm, sau singura sursă de informații la îndemână, este portalul instanței. Dar aici, să știți că vorbim de cel mult o frază, două fraze, când e vorba de un termen. La termenul de astăzi sună așa soluția de pe portal, zice, pentru soluționarea cererii de recuzare formulată de către inculpat prin apărător ales, amână judecarea cauzei și acordă termen la data de 10 august 2021. Deci suntem în iunie, 24 iunie, și 10 august. Deci vorbim de un termen dat la o distanță de o lună și jumătate, da? Cam așa ceva. În condițiile în care dosarul inculpatului Ionel Arsene se află pe rolul instanței de judecată din 2018, cred că primăvară pe acolo, deci 3 ani și ceva în primă instanță. Deci nici măcar nu avem o primă pronunțare dată în acest dosar. Perioada în care dosarul s-a judecat în primă fază la Tribunalul Neamț, a făcut o cerere de strămutare acolo, au fost 8 termene judecate la Tribunalul Neamț, dacă nu mă înșel, da, imediat vă spun ca să nu greșim, au fost, da, 8 termene la Tribunalul Neamț, după care cererea de strămutare formulată de către avocații domnului Arsene a fost aprobată de magistrații Curții de Apel Bacău, iar dosarul a ajuns la Tribunalul Bacău, unde e acum la al 27-lea termen de judecată. Deci, în total, vreo 35 de termene de judecată s-au derulat până în acest moment și nu avem o sentință definitivă. O primă sentință, că nu va fi definitivă, în primă instanță va fi atacabilă, ca să spun așa. Ce mi se pare foarte interesant este, la informația pe care o avem noi așa subțirică, asta de pe portal, este faptul că, din câte se înțelege, înțelegem de aici, că doamna judecător, că este o doamnă judecător, Donighevici îi spune, a amânat cauza pentru soluționarea cererii de recuzare formulate de către inculpat. Păi, este a treia cerere de recuzare formulată de către inculpat prin apărătorii săi. Toate au fost respinse. Cred că a mai fost, dacă nu mă înșel, cred că a fost o cerere de recuzare formulată și la Tribunalul Neamț împotriva judecătorului care a judecat aici. Dar mă uitam să văd exact, da, iată, 30 iulie 2020, parcă nu am făcut tot în vara anului trecut, având în vedere cererea de recuzare a doamnei judecător rusul Donighevici Daniel, amână cauza pentru data de 27 august. Ei bine, să știți că a fost respinsă această cerere de recuzare și mă uitam să văd unde este cealaltă cerere de recuzare, că a mai fost una, deci 3 în total, toate 3, 2 respinse, una urmează să se judece. Acum, nu vreau să mă pronunț, că am mai discutat și eu cu oameni care lucrează în domeniul ăsta și mă refer la avocați, la juriști.
mai toți spun că, domnule, 3 cereri de recuzare înseamnă foarte mult. Acum, dacă este și permis, nu e asta o problemă. Problema este că se pierde mult timp. Se pierde mult timp pentru fiecare cerere de recuzare judecată. Iată, se mai dă un termen, mai dă un termen. Deci vorbim de, cred că, undeva la 6, cel puțin 6 luni pierdute în acest dosar de corupție al domnului Ionel Arsene. Dosar care a tras atenția și doamnei Ana Birchel, fost ministru al Justiției, care a comentat acum vreo 2 săptămâni faptul că dosarul domnului Ionel Arsene a ajuns la 33-lea termen fără să fie pronunțată o soluție, iar unii dintre politicienii noștri se plâng, din România se plâng că am rămas cu MCV-ul în continuare. Și dădea ca exemplu, făcea o legătură doamna Birchel acolo, că domnul Arsene a ajuns la 33-lea termen de judecată cu procesul său, iar România a rămas cu MCV-ul. E, cam asta înseamnă într-un fel, n-ar trebui să ne supărăm sau să înțelegem, să ne supărăm că vom fi monitorizați în continuare, pentru că, iată, nu spun musai de acest caz, însă e un dosar care se mișcă foarte, foarte greu. Am înțeles că a fost pandemie, amânări peste amânări și o să vă citesc câteva termene ce a stabilit. Repet, sunt informațiile SECI prezente pe portalul instanței de judecată, pentru că alte date nu avem. Așa a stabilit, cred că, Tribunalul Bacău, da, Tribunalul Bacău, după ce a fost rămutată cauza. În primă fază, la Tribunalul Neamț, avocații domnului Arsene au cerut judecarea cauzei cu ușile închise pe motiv că jurnaliștii au fost prezenți, câțiva, doi jurnaliști, cred că doi, da, la câteva ședințe și au scris ceea ce au auzit acolo și că martorii puteau să fie influențați și așa mai departe. Judecătorul de la Neamț a spus nu, dosarul se va judeca cu ușile închise. În schimb, după ce a ajuns la Tribunalul Bacău, acolo s-a tăiat, s-a închis ușa, ca să nu spun altfel, iar dosarul se judecă cu ușile închise. Și pentru a nu vă plictisi, doar câteva date, așa să vedeți câteva termene, ce amână, ce motive de amânare. Amână în vederea audierii martorilor din lucrări, asta nu e o problemă, mai grav este că de multe ori au lipsit martorii și avocații martorii, inculpatul și avocații acestuia, dar și martorii. Iată, ianuarie 2020, având în vedere amânare, având în vedere lipsa inculpatului și apărătorilor de la termen de judecată. Deci, nu a fost inculpatul, nu a fost nici apărătorii. A venit starea de urgență, da, suspendat, fixat termen din nou, având în vedere cererea de amânare, deci o cerere de amânare în iulie 2020, după cererea de amânare în iunie, în iulie a venit recuzarea judecătorului, după aceea, iar un alt termen în septembrie, o amânare din cauză că au lipsit apărătorii aleși a inculpatului, față de cererea apărătorii aleși a inculpatului amâna cauza și așa mai departe. Adică din amânare în amânare, și atât am ajuns la 30 și ceva de termene, 35 de termene, fără, mulțumesc Alex, dar este postarea fostului ministru al Justiției, Ana Birchel, care spune că ideea era că România a rămas cu MCV-ul și între timp Arsene Ionel, Arsene din Neamț, a reușit performanța ca în dosarul în care este judecat pentru trafic de influență. Sunt 3 fapte de trafic de influență acolo, să ajungă la 33 de termene, 25 de termene, ceea ce vă spuneam și noi, 25 de termene în procesul judecat la Tribunalul Bacău, la care se adaugă cele 8 termene care s-au judecat la Tribunalul Neamț. Da, cam asta este situația cu justiția și cu ceea ce promiteau cei de la USR Plus. Bine, bine, o să spună cineva, bă, da, a trecut foarte puțin timp. Ce pretenții am avea de la ei? Bun, înțelegem că a trecut foarte puțin timp de când sunt la guvernare, însă astăzi pe domnul Barna l-am auzit vorbind atât la Iași cât și la Neamță de cu totul alte lucruri, mai puțin despre justiție, despre nu intervenția în justiție, despre a face niște schimbări astfel încât lucrurile să miște mai bine, mai ales în ceea ce privește judecarea dosarelor, cred că s-ar putea face ceva anume. În schimb, domnul Barna ne-a povestit că intenționează, de exemplu, își dorește și lucrează la asta să nu mai avem în cărțile de identitate, dacă nu mă înșel, domiciliu, că n-ar fi asta o problemă și o întreagă discuție aici. Nu mi-aduc aminte că în campanie electorală să fi promis asta, dar contează mai puțin. E un lucru poate bun, eu nu zic că nu este un lucru bun, nici n-am studiat problema și nici nu mă pronunț, dar eu cred că altele sunt prioritățile sau lucrurile pe care ar fi trebuit să le prezinte domnul Barna. Să ne prezinte și el aflat în campanie electorală pentru alegerile interne din partidul domniei sale. El ar trebui să ne explice cum stau lucrurile
în povestea asta, în promisiunea asta, în punctul 1 din programul lor de guvernare, fără penali în funcții publice, fără pensii speciale, sănătate cu prioritate. Vedem și cu la sănătate. La sănătate e portofoliul pe care l-au și vedem ce se întâmplă. Nici o schimbare, absolut nimic. Bine, o să zică cineva că da, cu ce oameni se fac schimbarea? Că oamenii sunt cam aceiași. Au avut timp suficient, zic eu, ce de la USR Plus și domnul care a fost înainte, Voiculescu, putea să facă niște modificări sau măcar să dea impresia, să simțim. Eu n-am simțit că se dorește mult să ia acest lucru. A fost mai mult o hărăială în perioada domnului Voiculescu. Acum am văzut că doamna care i-a luat locul vorbește, microfonul sunt într-o parte și în altă parte. Am văzut o imagine care circula pe rețelele de socializare zilele trecute. Dar astea sunt aspecte care țin mai mult de can-can. Dar, dacă tot suntem la capitolul USR Plus și la ce ne spunea domnul Barna și domnul Drulă, care a avut grijă să normal să amintească și să susțină să laude cu așa zisele realizări, faptul că s-a dat drumul la treabă pentru autostrada A7 și că la A8 se lucrează pe la studii de fezabilitate și așa mai departe. Sunt lucruri pe care mi le-a spus și nou domnul deputat Bulai, însă eu n-am înțeles și nu înțeleg de ce domnul Barna, sau probabil că nu știe ce se întâmplă în teritoriu și cred că nici jurnaliștii, colegii noștri nu au fost inspirați să-l întrebe pe domnul Barna ce părere are de prestația colegilor de partid din județul Neamț, care nu-l deranjează nici cu o floare. Bine, pe cei de la PNL nu-i deranjează că fac parte din aceeași coaliție, dar sunt la guvernare, inclusiv în teritoriu, oamenii ei se înțeleg bine, la prefectură sunt doi subprefecți de la USR Plus prefectul de la PNL, dar cei doi subprefecți sunt mai mult decât șterși, n-am auzit să facă nimic, să ia atitudine împotriva unor chestiuni care efectiv deranjează, dar asta e, au promis și ei în campania electorală că vor face ceva și n-au făcut mai nimic, din punctul ăsta, nici măcar din punctul ăsta de vedere, dar revenind, domnul Barna, nu știu ce părere are despre această atitudine a colegilor din județul Neamț, care, repet, nici cu o floare sau așa rar îl deranjează pe domnul Ionel Arsene, de exemplu, care este președintele Consiliului Județean Neamț și coordonează activitatea acestei instituții cu un buget imens și care are puterea, are legislativul, dar asta nu înseamnă că dacă le are și nu poți să-i faci nimic prin vot, nu tragi niște semnale de alarmă. Au fost câteva ieșiri, dar nu în sensul ăsta, au fost câteva reacții din partea celor de la USR Plus cu privire la unele decizii, dar foarte puține din punctul meu de vedere. Dar domnul Drulă, prezent și la Neamț, cum spuneam, și la Iași, s-a lăudat cu cele două lucruri și bineînțeles cu PNRR-ul, cât de mult a lucrat el și vrea să aducă nu știu câte miliarde, 6 miliarde de euro, 3 miliarde pentru infrastructura rutieră, 3 miliarde pentru infrastructura feroviară, parte din bani urmând să ajungă și Moldova, atât de care stă atât de rău la capitolul infrastructură rutieră, nu că ar sta mai bine la infrastructura feroviară, dar Moldova știm foarte bine că nu are un kilometru de autostradă în afară de ce au făcut pe la Bacău, pe acolo prin jurul Bacăului, e vorba de o centură care va fi legată la autostradă când va fi cazul, dacă se va întâmpla acest lucru vreodată. Ce mi s-a părut iar interesant e n-au pomenit-o în campanie electorală, dar au discutat-o la vremea respectivă și mi se pare absolut normală reintroducerea taxei auto. Domnul Barna nu a spus-o cu subiect și predicat, adică nu s-a referit când a discutat despre asta, despre o taxă auto, reintroducerea într-o altă formă, bineînțeles, a acestei taxe. Spunea că România, într-adevăr, nu trebuie să fie lada de gunoi a Europei în ceea ce privește autovehiculele, pentru că în ultima perioadă, în ultimii ani, cel puțin de când a fost eliminată taxa auto, România s-a umplut de mașini nu de mâna a doua, foarte vechi, dar nu e asta o problemă, zic eu, că o mașină este foarte veche, e o mare problemă care că e defectă, are probleme la motor, la caroserie și așa mai departe. Sunt mașini foarte vechi care arată foarte bine și sunt întreținute și sunt ok, poate sunt mai bune decât cele noi. Grav este într-adevăr că România s-a umplut de mașini vechi aduse din străinătate și trebuie făcută, trebuie luată o măsură 2, 3, 4, 5 și probabil că va fi reintroducerea taxei auto. Vorbea domnul Drulă pe la începutul anului despre ea, văd că a revenit în actualitate.
Important este și mă gândeam și discutam și eu cu niște cunoscuți cam în ce formă va reveni această taxă auto și să știți că o concluzie pe care am tras-o și eu și probabil că și dumneavoastră este aceea că cine va deține informația cu privire la forma, noua forma taxei auto ce va fi implementată în România, pe care o vor plăti românii, cred că va avea multe de câștigat. Nu vreau să spun altceva, multe de câștigat în primul rând din punct de vedere financiar. Vă dați seama ce înseamnă să deții informația în momentul ăsta că taxa auto se va aplica într-un anumit fel. Că mașinile mai vechi de un anumit număr de ani vor fi taxate într-un fel, celelalte în alt fel. Deci sunt niște lucruri care niște informații care circulă în diverse medii foarte interesante și să știți că o să reluăm acest subiect după ce vom vedea această taxă, pentru că există niște suspiciuni acum privind niște jocuri care s-ar face în anumite zone. Da, iată ce repede a trecut timpul, domnul Alex nu mi-a spus și mai avem foarte puțin timp la dispoziție și iată mai să uităm de averile primarului și viceprimarului de Roman, pentru că au fost publicate declarații de avere pe 2021, cele care sunt valabile pentru anul 2020. Sunt niște lucruri interesante acolo și aș vrea să trecem neapărat cu vederea declarația domnului Samson, că este interesantă. Domnul Samson, viceprimarul USR Plus, care, din câte am văzut eu, nu a avut niciun venit anul trecut și o să vedem și o captură, nu a avut niciun venit anul trecut, este declarația depusă recent. Recent însemnând, ia să vedem, însemnând luna, începutul lunii, dacă nu mă înșel, asta e 2017, dar poate o găsește domnul. Nu cred că am găsit-o și pe asta din 2021, că sunt trei declarații de avere și de interese pe care le-a depus domnul Samson în 2017, când a candidat atunci la alegerile parțiale, în 2020 am trecut când a candidat și 2021. Asta din 2021 a fost completată în data de 2 iunie și ne uităm aici, nu are terenuri, așa ca fapt divers, că o să ajungem și la ceea ce mi se pare mie mai interesant așa. Are în schimb trei apartamente cumpărate în 2018, 2020, 2021. Autoturism, unul a vândut două apartamente anul trecut în iunie și în iulie, așa, are active financiare și ce mai are? Are și datorii, bineînțeles, datorii destul de mărișoare, însă ceea ce mi-a sărit mie în ochi este faptul că domnul Samson nu a avut niciun venit anul trecut din salarii, iar soția domniei sale, care lucrează la Lidl, i-a secretizat salariul. Domnul Samson, că nu doamna, nu are trecut venitul. Domnul Samson a trebuit să știe că a încălcat legea aici. Probabil că a aflat, fiind acum într-un partid care se află la guvernare, a aflat că riscă un avertisment din partea celor de la Agenția Națională de Integritate, dacă se vor trezi și aia vreodată, că nu se trezesc. Dar ce este interesant, deci domnul Samson nu vrea să ne spună cât câștigă soția domniei sale. În schimb, anul trecut, când a participat și a completat declarația de avere, când a participat la alegerile locale pentru funcția de primar și consilier local din partea USR Plus, domnul Samson, ce credeți? Deci domnul Samson atunci și-a trecut, domne, venitul, a trecut venitul, menționa venitul doamnei Samson. Iată, vedem aici la Lidl Discount, foarte bine, salarii 127.196, sunt banii dânsei, munciți, niciun fel de problemă, nu ne interesează asta. Și dividendele obținute de domnul Samson, de la firma imobiliare SRC SRL, acolo unde a fost asociat și administrator unic, nu mai este din noiembrie 2020, când a devenit asociat, a renunțat la părțile sociale în favoarea soției sale, dar văd aici și dividendele destul de substanțiale, aveți și datele firmei, dar cred că ați sesizat acest lucru și anume faptul că domnul Samson, acum cât este viceprimar, da, a secretizat veniturile soției, cât era în campanie electorală și vă cerea voturile, încerca să vă convingă să-i acordați votul, atunci a completat declarația de avere inclusiv cu această informație. Nu că ar fi un capăt de țară, e vorba de cu totul altceva, e vorba de modul de acțiune. Modul de
a trata, nu vreau să spun lucrurile pe care le simt, că mulți politicienii procedează ca el, ceea ce nu este frumos. Mă uitam și în declarația din 2017 pe care am găsit-o, atunci domnul Samson era, cred că, și angajat, că a fost angajat la firma domniei sale, dar asta contează mai puțin. Declarația domnului primar Achiriloae. Domnul Achiriloae a câștigat anul trecut și din două părți, dacă nu mă înșel, nu știu dacă o avem Alex la oaie la îndemână, e vorba de, da, mulțumesc, de la Spitalul Municipal de Urgență Roman, contract de muncă 18.000, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, acolo unde a fost secretar de stat la APE, iată, indemnizația de 86.000, n-a fost tot anul, dar acolo indemnizația este pe măsură, și la primăria municipiului Roman a încasat 22.000 de lei, iar soția, iată că domnul Achiriloae nu a secretizat salariul soției, care lucrează la o bancă, Banca Transilvania, așa cum a făcut domnul Samson. Repet, este un gest care denotă lipsă de respect față de cetățean, față de alegători. Asta este părerea mea. Pentru că dacă anul trecut nu l-ai secretizat, puteai și anul ăsta să-l menționezi în declarație, că așa era frumos. Bun, poate nu vrei să afle, dar să afle lumea, dar legea este lege și trebuie respectată de toți, fără doar și poate. Da. Despre autostrăzi am discutat, despre venirea domnului Câțu mâine la Piatra Neamț o să discutăm săptămâna viitoare la Panorama, fără doar și poate. Vedem ce o să se întâmple, pentru că mai mult ca sigur mâine domnul Leuran o să-și anunțe candidatura la pentru funcția de președinte al organizației PNL Neamț. Așa că ce se întâmplă în weekend o să povestim luni, fără doar și poate. În ceea ce privește vizita domnului, da, iată aici, da, foarte interesant, mulțumesc, Alex, uitați-mi de acest filmuleț, s-a deschis strandul, dacă nu știați, uitați-mi pe domnul Lazar, l-a salutat pe domnul, ia, și pe domnul Leuran. Deci cei doi vor fi cel mai probabil contracandidați și pe 3 iulie se vor bate pentru bate în sensul nu în sensul pe care știm cu toții, va fi o luptă pentru a câștiga cât mai multe voturi și așa adjudecarea funcției de președinte. Da, sunt imagini filmate la... Uitați-și pe domnul Samson, domnul viceprimar Samson, vorbește cu domnul Loreanu, era foarte supărat domnul Samson cândva, noi am discutat și luni aici și ne-am fi așteptat la o reacție din partea chiar și a domnului Samson, așa, pe pagina dânsului de Facebook, unde era foarte activ atunci când era în opoziție, să măcar să-și expună așa un punct de vedere cu privire la prețul de achiziție a măștilor cumpărate de la o firmă din Roman, de primăria Roman, prețuri de, nu știu, de câteva ori, mai, de la 10 bani la 50 de bani. Eu zic că este o diferență foarte mare. Iar valoarea contractelor a fost undeva la peste 300.000 de lei. Da, iată-i, la redeschiderea ștrandului, deschiderea ștrandului în acest sezon estival. Ce să zicem, e un eveniment, dar să nu uităm că la ștrand mergem, plătim pentru acele servicii. Nu știu dacă trebuie să le mulțumim oamenilor politici sau dacă ăsta este un eveniment pe care ar trebui să-l marcheze astfel și să te fotografiezi, să te filmezi că mare lucru, mare s-a întâmplat la Roma. S-a deschis ștrandul. Normal că s-a deschis ștrandul, este cald, e caniculă. Unde să meargă lumea? Să meargă la Moldova, să meargă la scăldat la Moldova, la Siret. Dacă ai ștrand, îl pui la... Cred că ar trebui să ne zică unii mai degrabă cine câștigă și cât câștigă de pe urma acestei afaceri cu ștrandul, unde sunt și niște lucruri mai puțin interesante. Da. Apropo de Câțu, îi explică, iată, de ce a demis un secretar de stat la două zile după numire. Am primit o informație confidențială, spune domnul Câțu. De unde o fi primit informația asta? O fi primit-o de la Seriu, oare de la 2:15, de la 4:20, că în România știți cum e România, adică știți foarte bine că România are foarte multe servicii de informații, servicii secrete de informații, atât de multe încât suntem jegmăniți într-un hal fără de hal, cred că la fel de corupte ca și clasa politică, nu cred, cu siguranță la fel de corupte ca și clasa politică din România, și ceea ce vă spun pe bază de informații, și dacă vreți o să stăm de vorbă și vi le și prezint datele pe care le am, nu vreau să generalizez pentru că sunt
oameni ok și acolo, din nefericire nu sunt lăsați să-și facă treaba, în schimb avem o groază de golănași, ca să nu le spun altfel. Ia să vedem ce zice domnul Cățu aici. Da, e o poveste recentă, a declarat astăzi, recent, că l-a demis după doar o zi de la numire pe secretarul de stat Maria Murgules pentru că a aflat o informație confidențială legată de acesta. Premierul nu a vrut să spună despre ce fel de informații este vorba. Maria Murguleț a fost eliberată din funcția de secretar de stat la Ministerul Cercetării la o zi de la numirea în funcție potrivit deciziei publicate miercuri. Deci ăștia nici nu știu ce fac. Miercuri îl numesc și joi îl revocă din funcție. Adică vai de capul nostru. Pe da, în momentul în care tu l-ai numit, cred că ar fi trebuit să te interesezi, să afli ce-i cu el, de unde vine, ce hram poartă, e șantajabil, e corupt, ce se spune despre el, ce zic unii, ce zic alții, e printr-un dosar prins de nas, prins de buzunar sau mai știu eu ce, dar iată, eu cred că este o gafă a premierului Cățu aici. Dacă ar fi singura, ar fi minunat, dar nu este singura. Și tot apropo de justiție și dosare de corupție, o informație de final, tot în exclusivitate, este vorba de cele două dosare în care este judecat Mihail Popescu, cel care a fost director la Administrația Bazinală de Apă Siret. Vorbeam treaba asta și am prezentat în exclusivitate aici niște lucruri pe care domnia sa le-a gestionat acolo. Vorbim despre fapte de corupție cu ocazia implementării unor proiecte aici în zona Romanului, Albuia, vorba de cursul de apă Albuia și Țiganca, vorba de decolmatare, regularizare a acestor cursuri pe niște sume exorbitante, niște nereguli acolo care au dus la întocmirea unui dosar penal soluționat de DNA și iată că începe judecata în acest dosar. Și, la fel, va începe judecata și în cel de-al doilea dosar, destul de greu, e vorba de blocul operator de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Judecătorii au dat verde, mai este posibilitatea de a fi contestate aceste decizii în primă instanță, dar cu siguranță, odată ce s-a întâmplat în primă instanță, cu greu se mai întoarce ceva. Așadar, cam astea au fost lucrurile, zic eu, ce au meritat să vi le prezentăm în această seară. Trebuie să punem punct aici, timpul a expirat. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție, ne revedem luni după amiază cu siguranță, aici în direct, luni seara, aici în direct la Roman TV, când vom veni cu informații, zic eu, la cald despre vizita domnului Cîțu la Neamț mâine. Vom afla, zic eu, și informații care nu sunt accesibile publicului, vom vedea ce se discută, vom încerca să aflăm ce se discută și în spatele camerelor de luat vedere, acolo unde oamenii pun la punct diverse strategii. Bineînțeles că e subiect politic care, vrem, nu vrem, va trebui să-l discutăm. Să aveți o seară minunată, la revedere, numai bine!